Klaus Iohannis, criticat dur pentru întâlnirea de azi cu oficialii BNR, prea târziu să mai aibă calitatea de mediator. Presubliniere din telecomisiei de buget finance din Camera Deputaților, Marius Budi, a declarat miercuri, ce presublinierea Klaus Iohannis s-a poziționat tot timpul de partea BNR. Sublinierea i-a avut critici la adresa guvernului, motiv pentru care e prea târziu să mai aibă calitatea de mediator. Din punctul meu de vedere este prea târziu pentru domnul presubliniere ca să mai aibă calitatea de mediator în această situație, deoarece tot timpul s-a poziționat de o parte a baricadei. Atunci când faci o mediere se presupune ce sunt două perci care sunt de o parte sublinierei de alta a baricadei. Presubliniere s-a poziționat tot timpul de partea BNR, sublinierei tot timpul a avut critici la adresa guvernului. Acum, se vrei să faci o mediere, este foarte târziu, iar domnul presubliniere s-a transformat practic într-un presubliniere juctor, ca domnul presubliniere din Tebesescu, sublinierea nu a făcut altceva decât să intre în campanie electorală, a declarat presubliniere din Telecomisiei de Buget Finance din Camera Deputaților, Marius Budi, potrivit Mediafax. El a mai spus și sublinierea statului ignoră rezultatele economice de anul trecut, respectiv inflație de 1,6, deficit bugetar sub 3, cre subliniere tere economic de 7, iar datoria publică în secedere raportat la PIB. Presubliniere din Klaus Iohannis va avea o întâlnire, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguris Rescu, sublinierei cu prim viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu. De asemenea, administrația prezidențială a anuncat ce sublinierea statului se va întâlni, vineri, la ora 1100, la Palatul Cotroceni, sublinierea cu premierul Viorica Dăncilă.